Atenție turiști! Mulți operatori economici de pe litoral nu țin cont de siguranța consumatorului. Ce faceți cu acestea? Cine le mănâncă? Le aruncați? Unde? Dacă noi le găsim. Păi de ce nu le-ați aruncat? De ce trebuie? Ia miroase-le un pic. Miroase. Te rog eu din curiozitate. Te rog eu din suflet. Bătaie de joc. Patronii unei terase din Eforie Nord vindeau șaorma cu castraveți stricați și sosuri încălzite de soare. Niciodată, păi o ține toată ziua în soare. Știți că sunt cucetăriți castraveți? Da, da, am văzut, da, am văzut. De ce nu l-ați cumpărat așa? Păi dar cum să cumpărăm dacă stă toată ziua în soare? Inspectorii au găsit sute de jucării fără instrucțiuni de utilizare. Sunt produse interzise de la, și le interzisem pe toate la comercializare. Aici vreau o traducere, dacă aveți. Dar acestea le oprim de la comercializare. Sunt interzise și pe piața europeană. Inspectorii ANPC au constatat nereguli și pe plaja din Eforie. Avem foarte multe sesizări din partea consumatorilor care vin la plajă și vin cu cerșaful sau cu prosopul. Și vin în zonele unde sunt șezlonguri foarte multe. Și plaje, să spunem, private sau în administrarea operatorilor economici. Și ei nu respectă legea. Deci ei trebuie să asigure 30% cu deschidere la mare, în partea stângă, în partea dreaptă, unde doresc eu, acces pentru consumatorii care vor să vină să facă plajă cu prosopul. Turiștii care nu își permit să plătească un șezlong sunt nevoiți să facă plajă lângă zona de promenadă. Nu mi se pare nici nouă prea în regulă treaba asta. Dacă vii un pic mai târziu, chiar n-ai un să te mai așezi și ești obligat să ești mai în spate acolo. Acolo sunt șezlonguri unul lângă altul, până în față, la mare. Da. Și normal că n-ai unde să te pui lângă, că așa și scrie că nu avem voie printre ele. Și ne-am pus noi unde am putut aici în spate. Operatorii economici care nu le-au permis turiștilor să stea pe cearșaf în zone de șezlonguri s-au ales cu avertisment, iar dacă repetă greșeala, vor plăti amenzi de până la 20.000 de lei.